Gdje do ja, žokrući precur debela! Dar și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe barbă neagră! Am o grămadă de lucruri de vândut și fix asta o să facem acum pentru că vreau să strâng bani pentru o nouă fermă. Aparent dacă lași paleții ăștia în remorcă și după aia stingi sau închizi jocul și după aia l-a prins din nou, nu-i mai găsești fix la loc, îi găsești pe undeva pe jos. Bun, ia să vedem aici cât luăm pe ăștia. Avem un preț foarte, foarte bun la cafea și mai am niște paleți de cafea. Nu vând așa de capul meu, bă. Totul e calculat aici, fii atent. Avem așa. Barabing, barabung, avem 2800 la grain mill și suntem la grain mill. Avem preț în creștere la grill, dar n-am mai așteptat să mai crească. 2800 mi se pare destul de ok, așa că o să mergem să vindem aici. De asemenea, mai am și acolo o remorcă de sfeclă care pur și simplu nu mai am unde să o pun. Adică, ai, trebuie să scap de ea neapărat. Ia să vedem. Ok, am scăpat și de asta. Haide. Am o grămadă de lucru să vă arăt, pentru că am făcut foarte multe, foarte multe progrese offline. 224.000 de euro. Ok. Mă așteptam, cred că un picuț la mai mult. Aș fi jurat că iau vreo 92.000, da? Ok, calculele mele au fost pe lângă. Toți sunt niște bănuți și mai am de vândut, mai ales zahăr. Am făcut foarte, foarte mult zahăr, dar am rămas totodată și fără trestie de zahăr, așa că trebuie să plantăm trestie acum. Și o să vă arăt și unde plantăm trestie. Bun, descărcăm și ăsta aici. Acum vreau să vă arăt câteva lucruri pe aici, pentru că mai avem câțiva paleți de cafea. Nu știu dacă să-i vând acum, dar sincer mi-ar fi trebuit bănuții aia. Avem aici câteva bucățele de unt, de butter, de... Da, de unt. Și avem aici o grămadă de paleți de zahăr. Ia uite cât avem aici. Sigur, avem o mașină plină. Și prețul la zahăr, vedeți deja că am băgat noi fabrici. Avem de Doritos, de ketchup, Oreos și popcorn. Dacă dorim să facem așa ceva. Așa, sugar-ul îl avem la 2700 la Port South East. Nice. Se poate și mai bine, dar o să-l vând la 2700. Așa, și mai avem și prin partea cealaltă niște paleți de dovleac, hemp, da? Și o să vedeți niște schimbări în episodul ăsta, pentru că m-am hotărât și vreau să fac niște schimbări. Acum, dacă ne ducem pe... Ia să vedem aici. Bun, asta este fabrica aia, BGE-ul pe care l-am pus acum câteva episoade în funcțiune, da? Și BGE-ul ăsta îți ia sfecla și îngrășământul lichid și siligiu. Și aparent, deci aici mie mi-arată următoarea situație. Și anume, dacă mergem la Global Company și dăm pe ea, deci e o chestie pe care nu o înțeleg la fabrica asta. Like, chiar nu pot să o înțeleg. Unde e, mă, fabrica în trecut de aia? Ia stai să vedem. Uite aici. Deci, scrie clar BGA with Grimmy Bitter, iar pe descrierea modului, da, îl aveți și în descriere dacă vă interesează, eu îl iau de pe Cornhub și acolo îl găsiți. Cornhub. Nu știu ce. Aveți acolo, toate fabricile sunt de pe și am pus linkul în descriere. E bine, în descrierea scrie clar că îmi dă un profit pe oră această fabrică, dar totodată îmi dă și un produs. Cred eu că ar trebui să fie acel digestat pe care eu îl asociez cu... Asta este siligiu, nu știu. O fi asta digestatul? Like, eu cred că e ceva eronat aici, pentru că produsul pe care mi-l dă, uite, avem 142 de tone de digestat în dreapta jos. Deci ne arată clar aici, da? 71% de digestat. Asta e un lucru pe care eu l-am pus. Asta e un lucru rezultat în urma fermentării siligiului cu sfecla care o mărunțește plus îngrășământul lichid. Dar eu nu știu cum să iau acest digestat, pentru că nu se poate lua. Adică am trecut pe aici și nu merge. I don't know. O să mai vin și cu alte tipuri de remorci, dar nu am putut până acum. Deci mi s-a părut super, super ciudat. Nu știu cum să iau digestatul din acel biogas. E foarte ciudat. Bun. Aici avem ceva. De ce am eu decât o greutate clasă aici? Asta e ciudățică treaba, asta e un pic să vedem. Deci eu pe terenul ăsta am pus... Păi și pe care... Pe ăsta. Semănam un teren și nu mai știam care. Este vorba de ăsta. Asta e... Și le-a fertilizat pe ambele, asta e să vedem. Soil composition, pe 8 îmi trebuie lime și 9 trebuie arat.
Trebuie să arăm terenurile, boss. Oh my god. Ok, decât 9 mai este eligibil și pe 9 vreau să pun niște trestie de zahar. Ok, ok, ok. O să venim, o să venim, o să venim. Dar înainte de toate, vreau musai să fac aici niște treabă. O să-i dau pe Follow Me, sper că merge. Merge, ok, bun. Și mergem să mai vindem, pentru că în episodul ăsta vreau să punem, vreau să renunțăm la cele două sere, de dovleci și de hemp, și vreau să punem altceva. Dar înainte de toate vreau să văd cam câți bani pot să fac, pentru că evident că o să mă coste toate lucrurile astea și vreau să fiu cât mai economic. Cât mai economic! Mă gândeam ca următoarea cultură să fie sugarcane pe acel teren mare de la shop. Și după aia pe 8 și 9 să punem ceva să ne dea substanță, să ne dea niște bănișori. Gen ori soia, ori canola, ceva ușor de recoltat. Așa, și după aia mai avem aici în bază un teren și pe ăsta am putea, zic și eu, să punem niște iarbă. Să punem niște iarbă pentru că am învățat și am reușit să strâng paiele. Am reușit să cumulez două cursuri în Courseplay și să îmi facă totul automat, ceea ce e... Oh, e gorgeous! Pe terenul ăsta de aici am pus... da, vezi, m-am grăbit cu asta și am pus altceva. Ce am pus aici? Cred că soia am pus aici. Dar după ce recoltez soia, aș vrea ca pe terenul ăsta să punem iarbă și să-i dăm totul pe automat. Să facă singurel iarba. Cred că ăsta o să pierdă conexiunea cu mine. Ok, tractorul pus prin modul Follow Me, Challenger-ul, cred că o să pierdă conexiunea cu mine și sincer ar fi bine să pierdă conexiunea cu mine, pentru că eu îl vreau în bază, nu îl vreau aici. Yep, aș fi pierdut conexiunea. Curios că îmi spunea chestia asta, deci înainte îmi zicea, bă, vezi că tractorul cu tare a rămas în urmă, că te-ai îndepărtat prea mult. Se pare că nu mai face chestia asta. Așa, și asta este ideea. Acum, hai să vă arăt unde am pus toată cantitatea de paie. Am salvat propoziția, ai văzut acolo. Și avem aici. Am descoperit de asemenea de ce nu mergea. Practic eu făceam bine, mă, ce făceam. Deci eu cumulam, tot așa făceam. Cumulam două cursuri, îmi strângea paiele, le ducea. Dar problema era întotdeauna că se bloca aici. Îmi dădea courseplay-ul eroare. Mă scotea din tractor, îmi rămânea camera blocată și pur și simplu nu se mai întâmpla nimic, tractorul era pe pauză și trebuia să restartez jocul sau să îl salvez cumva. Ei bine, acest hambar este al doilea pus de mine pentru că nu am mai avut unde să mai pun sfeclă. Ăsta este cel eronat. Același lucru am făcut și acum și venea tractorul, barabing barabung, și se oprea înainte de hambar aici. Nici măcar nu intra în hambar. Și eu aveam cursul făcut să intre prin hambar, evident, și să-mi descarce paiele, după care să sucă din nou să încarce. Și ce mi-a dat prin gând, am zis, bă, dacă e eronat, înseamnă că el a ajuns până aici, deci cursul meu a funcționat, da? Deci am făcut corect ce am făcut. Dar din moment ce a intrat în hambar, evident e o problemă cu hambarul, fiindcă este mod. Așa că ce am făcut a fost să cumpăr o șură nouă și am folosit-o, bineînțeles, pe cea de la Giants, pe cea din joc, pe care o vedeți acolo. Și pe asta am umplut-o cu paie. Avem foarte, foarte multe paie. Imediat o să vi le arăt și pe alea. Și am lăsat joculețul vreo două ore să lucreze. Uite, aici a venit, a încărcat, barabing, barabung, și mi-a dat, ia să vedem aici, câte paie. Uite aici, avem 514 tone de paie. Deci nu o să mai am o perioadă foarte mare probleme la animale cu paiele. Și așa am încărcat, v-am zis, vreo 2-3 ore, chiar a stat jocul pur și simplu și ăsta a adunat. I-am plătit omului pentru munca depusă și mi-a adunat toate paiele. Deci, barabing, barabang, foarte, foarte fain. A mers treaba, dar, țineți cont, nu merge cu acel depozit mod. Dacă pățiți același lucru, încercați cu un mod de șură, cel din joc. Pentru mine a mers foarte, foarte bine. Ce-a mai fost a fost să aduc aici niște fertilizator la fabrica de cafea și de asemenea niște îngrășământ lichid. Ia uite aici câta bălegară avem! Ia uite de numai câta bălegară avem! Trebuie să mai aducem și apă pentru că nu mai am decât 3 tone aici, foarte, foarte puțin, dar bineînțeles toate lucrurile astea pe care vi le-am arătat până acum mi-au luat o grămadă de timp și multe altele pe lângă, cum ar fi să aduc niște sugarcane sau sfeclă la fabrica de zahăr, pentru că toți palezii ăștia nu s-au făcut din nimic. Adică, te rog frumos. Clar. Acum, hai să încărcăm toți paleții posibili.
Nu pot să cred că i-a luat pe toți și cred că mai ia, cât mai am spațiu de 1. Ok, nu de 2, ci de 1. That's bueno, mergem cu remorca încărcată. Foarte frumos, foarte frumos, domnule. Aș vrea să-l iau pe ăsta din... Adică pe primul. Pe primul l-am luat. Nice. Bun, unde se vinde zahărul cel mai bine? Ia să vedem aici. Iar trec. Iar am atât de multe astea pe aici că mă amețește. Sugar, pac! Avem 2700 la Port Southeast. Așa, bun, asta am văzut și mai devreme. Dăm pe automat. Bă, nu le-a strâns pe astea? Așa toate. What the fuck? Ok. Deci mai pățesc chestia asta din când în când și anume mi se deparentează. Hai să vă traduc. Mi se, cum să zic eu, dezleagă, să zic așa, paleții de remorcă din când în când, fie când intru un meniu așa mai aprofundat, fie atunci când ies din joc și reintru, atunci nu mai găsesc paleții pe remorca asta. Remorca asta, într-adevăr, este genială, este absolut superbă. Are și ea, deci nu merge absolut tot timpul, ar mai trebui polișată, ar trebui o nouă variantă scoasă în curând, dar o folosim așa pentru că este, are mai multe avantaje, mult mai multe decât dezavantaje, like, mult mai multe avantaje decât dezavantaje. După ce merge să vină paleții ăștia, mai am câțiva paleți de vândut. Nu știu dacă o să-i vând și pe aia tot acum. Stai să vedem cât suntem. Avem 11 minute. Nu, pe aia nu-i vindem acum, sunt puțini. Am vreo 3 de dovleac, 3 de hemp sau ceva de genul ăsta. Și foarte, foarte puțin, nu se merită, știi? E, ăsta era grosul la mine. Așa, tati. Ia să vedem aici. Hop! I-am dat de completion-ul. Și l-am lăsat. Se vinde, se vinde. Bun. Uite, vezi? Foarte frumos. Mersi încă o dată de pontul ăla, și anume că să decuplez remorca și să plec din zona de cuplaj, pentru că o să se vândă mult mai ușor. Ce mă bucură, ce mă bucură! 300.000 din zahăr. Vedeți de ce trebuie să țineți fabrica de zahăr în funcțiune? Asta vă dă un profit extraordinar. Problema e că, evident, trebuie să ai sugar cane și trebuie să ai sfeclă. Două dintre cele mai dificile culturi care sunt în jocul ăsta. Dar, după aia luați și roadele. Decât să vindeți sugarcane-ul, pur și simplu, să-ți ia o grămadă de drumuri, să te duci să vinzi, mai bine faci chestia asta. Vinzi deodată paleți de zahăr și nici măcar nu are jocul timp să slăbească prețul. Nici măcar. Mi-a rămas aici o fâșie nefăcută. Holy shit. Ok. Aici vreau să pun sugarcane. Deci pe terenul ăsta vreau să punem sugarcane, dar acum ne vom ocupa de fabricuță. Am 543.000, aveam două soluții. Două soluții. Eu am ochii puși pe o fabrică de cherestea. Pe aia am eu ochii puși. Problema la fabrica de cherestea e că o să trebuiască să închiriem multe lucruri, trebuie să cumpărăm un teren, deci e mult mai amplă. Eu mi-am calculat în jur de 1.000.000 de euro investiția în treaba asta. Iar a doua idee este cu fabrica de pește. Eu în trecut am avut succes cu fabrica de pește. De fapt, hai să mergem să luăm și alea și pe aia ne încărcăm pe toate. Și mă gândeam că poate s-a păstrat chestia asta și aici. Acum, nu știu exact, să vedem. Mai am și alte fabricuțe, dar aș fi vrut ceva mai amplu. Hai să le încărcăm pe astea și cred că luăm și untul. Am putea să le vinde pe toate la grilb. Ia să vedem untul, cum se vinde de bine. Dacă tot sunt cu ele aici, știi ce zic? Port Southeast a grilb aproape 1000. Deci nu e rău, e ok. Și altceva? Barabing, barabing. Hempu a grilb 1000. Nu mă uit bine. Stai un pic, nu mă uit bine. Avem hempu. A grilbu ne dă cel mai puțin la Port Southeast. Este mult mai bine. Ok. Și dovleacul avem la Port Southeast 1400, cel mai ok. Deci cred că ar trebui să facem... Cred că ar trebui să ne lungim un picuț și să mergem să vindem și astea, pentru că poate luăm fabrica de chestia. Poate, nu știu exact. Nu știu dacă ne permitem. Bă, le-am luat pe toate. Hai să vindem și bunurile astea. Mamă, zici că merg la piață cu toate lucrurile astea. Holy shit. Lol. Literalmente chiar zici că merg la piață. M-am gândit și o să țin camazul pentru transporturi de paleți. Îmi place foarte mult la transporturi de paleți. Duce, are accelerație bună, unghi de întoarcere foarte, foarte frumos. Pot să fac și chestia asta cu remorca. Asta e foarte, foarte ok. Așa că o să păstrez
acest camaz nu o să-l vând, mai ales că nu iau cine știe ce pe el. Bun, acum dacă dăm pe lucrător automat, cred că putem să mergem la garaj și să vindem. Ia să vedem, avem list items, nu-mi trebuie, îmi trebuiesc astea. Îmi trebuie hempul, pe ăsta o să-l vând. Bulk price, ok, ce fain că îmi vinde și ce are în el. Foarte frumos. Avem și pumpkin-ul și vindem și fabrica sau sera de dovleci, pentru că nu mi-a făcut cine știe ce profit până acum și sincer nu prea se merită. Vreau ceva mai amplu, ceva mai mai profitabil. Aha, dacă am știut verbul corect. Bun, decupleșenul, am plecat. Todo bien, cât am luat pe toată treaba asta, 46.000, vedeți? Deci două sere, nu, două sere și o fabrică de unt și tot nu mi-a dat o cantitate, adică nu mi-a dat un profit considerabil, 46.000 pentru toate astea, plus de alta le dai apă și le dai și îngrășământ, pur și simplu nu se merită. Într-adevăr, sera de cafea și fabrica de zahăr, mai ales, astea sunt cele două care se merită foarte, foarte bine. Așa, bun, cred că a sosit timpul să încercăm altele. Nu prea vreau aici. Deci avem 617.000. Combina am adus-o pentru că pe aici o să... de fapt nu pe aici, pe partea cealaltă, firar. Trebuie să mut combina, am adus-o ca prost. trebuie să mutăm. Hai să vedem ce avem la Global Company. Și să o luăm un picuț logic. Am băgat și canola oil pentru că... Îmi este necesară fabrica asta pentru fabrica de popcorn. Așa, deci eu mă gândeam la fish production, unde ne trebuie porumb și ne dă pește. Nu știu exact cum se vinde peștele, dar peștele de obicei e scump. Și porumbul nu este ușor de făcut și mă gândeam că poate bună și poate o încercăm. Și după aia o mai avem pe asta, mai avem Doritos, the sacrament makes Doritos from corn and canola, ok, ketchup-ul care ne trebuie apă și roșii, Oreo care ne trebuie grâu, zahăr și lapte, evident, popcorn care ne trebuie ulei și porumb, dar asta este fabrica pe care eu am pus ochii. Ne costă 123.000 de euro. This is the sawmill. It will make boardwood from trees. Boardwood adică plăci, adică scânduri. Și facem scânduri și vindem. Problema la asta e că o să trebuiască să și cumpărăm o zonă. Mai avem așa vineyard, hamon, lemonade, tissue, tomato, yogurt. Astea sunt ușoare, astea sunt micuțele. Duci două lucruri, barabing, barabon, da? Ia să vedem noi la fabrica asta ce ne cere. Aici ne cere... rumeguși din câte văd. Deci o să trebuiască să facem rumeguși și o să ne trebuiască o mașinărie de rumeguși. Acum nu știu sigur dacă ea are inclus rumegușul sau trebuie să cumpărăm noi un utilaj de rumeguși. Pentru treaba asta o să trebuiască să închiriez, să cumpăr un teren nou. Ăsta sunt terenurile mele cumpărate până acum și vreau să cumpăr un teren unde pot să fac toată treaba asta. Hai să vedem dacă terenul ăsta, care mă costă pe mine 286.000, destul de multe, aproape jumătate din ce am eu, e ok. Ăsta este mult prea scump, dar ăsta ar trebui să fie în regulă. Acum, hai să ne teleportăm aici și să-l vedem așa cu piciorul. Asta ar trebui să fie o pădurice. Când zic pădurice, zic bine, pentru că ar trebui să fie foarte, foarte mică. Poate să fie pe de altă parte prea mică. Nu am niciun teren pe care pot să pun copaci și aș aștepta foarte mult. Un copac crește în aproximativ 12 zile de joc, sau nu e chiar așa de indicat. Bun, deci în mijlocul pădurii avem puțin copaci de ăștia mari, îi avem decât pe ăștia, după care restul sunt medii sau micuți. Ne ducem în partea asta, am putea să ne jucăm cu ăștia micuței, doar că o să ne ia foarte, foarte mult timp până când face și noi un progres ca lumea. Și zona asta, ok, hai că avem aici ceva. Din păcate copacii nu sunt de talie mare. Sunt copaci medii și nu mari. Ceea ce înseamnă că o să-mi ia mai mult timp, bineînțeles. Dar ok, se pare că cantitatea copacilor pe terenul ăsta e ok. Adică nu cred că o să folosesc eu mai mult de atâta. Deja sunt foarte, foarte mulți și am despădurit și zona asta. Bun, păi, hai să o cumpărăm pe asta și mi-ar mai trebui un teren pe unde să pun fabrica. Cred că o să o pun fix acolo sau aș putea să cumpăr terenul ăsta. Dar, sincer, mi-e cam păcat de teren să cumpăr un teren și să-l fac fabrică. Așa că, facem din prima următoarea situație. Cumpărăm terenul cu lemn, buy,
Așa. Și o să pun fabrica fix colea dincolo de fabricuță sau în partea asta unde am vândut serele. Și așa suntem foarte aproape. Acum să sperăm că fabrica... Eu pot să-mi iau terenul dacă fabrica lăguiește, dacă nu e bună. Eu acum o testez, să vedem dacă într-adevăr se merită. Avem 390.000, ne permitem fabrica ușor. Așa, asta este fabrica. Mă așteptam să fie mai mare. Curios. Am putea chiar să o punem pe aici, oare? Dude, dacă am putea să o punem pe aici, ar fi genial. Sau poate nu e... E posibil să nu fie construită. De ce pot eu... Ia, cred că am un... cred că am aici o problemă. De pot să o pun pe peste tot. Ia să vedem dacă putem să o punem aici. Uite, aici mi se pare o zonă interesantă, dar totodată parcă nu. Parcă nu din cauza... A? Sau să o punem aici? Parcă nu. Unde să o pun eu pe asta este un pic? Poate aici. Mi-aș fi dorit să o țin foarte aproape de teren. Să nu trebuiască să mă duc departe cu lemnul. Ia să o băgăm așa aici. Hai mă să vedem ce se întâmplă. Pac! Am pus-o. Bun. Ia. FPS-ul e la 60. Deci ne-am păstrat FPS-ul. Suntem pe bines. E totul în regulă. Mai avem 265.000. Foarte frumos. Nici nu s-a simțit. Practic am luat și terenul și fabrica din profit. Ceea ce e awesome. Așa, o să mai trebuiască să mai cumpărăm sau să închiriem anumite vehicule. Bun, deci urcăm până aici. Avem aici un pic de pantă de asta. O să trebuiască să facem un pic de terraforming. Nu știu dacă pot să pun... Aici merg lemnele, nu? Nu mi arată în dreapta jos nimica. Poate mi arată pe aici. Nu, nu mi arată. Și aici vin paleții. Ia să vedem dacă mi arată aici. Sugar sawmill, overview menu și avem așa. Input, trees. Deci nu ne trebuie decât... Aha, deci pun tot copacul, mă. Pun tot copacul și îmi dă după aia scândură plus ce rămâne, evident, rumegușul. Rumegușul rămâne și după aia pe ăla putem să-l vindem în altă parte. Deci vine copacul aici, îl ia, îl duce aici, îl rumegește. Aha, și rumegușul o să-l luăm noi pe aici, prin țeava asta. Foarte frumos. Pe asta am pornit-o. Și s-a oprit singurică din cauza că nu avem ce ne trebuie. Cât de frumos. Ia să vedem. Uite, acum ne apare și în dreapta jos input și output. Ok, și aici avem info. Info on. Info off. Wow. Ok, dar nu avem în engleză? Ah, cine știe germană? Strong shutter benutzum, zun starten ven, anlangen stocke, anlangen bifult, orden un bahunzum container, zulirin. Anlarge nici mit holzen uberfühlen, vion autoloden holz julieren ist absuratin. Nu știu, n-am. Nu, dar pare promisătoare, mă așteptam să fie mai mare, se pare că FPS-ul meu a supraviețuit, așa că e super, în regulă, bun. E bine, ce facem noi acum? O să trebuiască să tăiem copac, o să trebuiască să încărcăm copac. Așa că o să-mi trebuiască câteva lucrușoare. O să luăm prima dată. Ar trebui un loader, dar cred că loader-ul este un... E cam overkill pentru treaba asta. Telehandler-ul posibil să fie cam prea mare pentru treaba asta. Ia să vedem, eu trebuie să urc aici. Bă, ia să vedem noi ce skid steer avem prin zonă pe care putem să-l punem la treabă. Avem Massey Ferguson-ul ăsta, doar că... cred că ăsta e super ok. 49.000 skid steer, ok. Hai să-l... Nu știu dacă să-l cumpăr sau să-l închiriez. Adică nu știu exact dacă duce ceea ce vreau eu, înțelegi? Hai să-l închiriem și dacă duce, atunci îl cumpăr, fac cum fac eu de obicei. Bun, și acum dăm la skid steers, barabeng, barabong și luăm un cuplaj de lemn. Dacă îl și văd că am trecut de el, nu? Cred că ăsta e bell, nu, ăsta e bell handler, ăsta e. Manure fork-ul. Păi dar nu am, vezi, am decât manure fork. Aha, brush and log fork. Ăsta-l căutam. Bun, ăsta e foarte, foarte ieftinuț. Ok, hai să luăm și pe ăsta. Barabing, barabum. Ce mai trebuia mie? Îmi trebuia un slurry tank. Îmi trebuie un rezervor de ăsta.
Musai. Să vedem ce avem pe aici. Avem un cund ăsta luat să facă jurnal, dar pe ăsta trebuie să-l cumpărăm. 25 de tone și ăsta merge să și împrăștie. Am foarte, foarte mult fertilizator lichid și trebuie să-l duc la biogas. Așa, ăsta cât e? 31.000, ăsta e perfect, mă, că-l duc cu Vice, Man TGS. Asta nu merge decât cu Manu, cred. Așa pare că nu merge decât cu Manu. Well, shit. That's no bueno. Ăsta e pe ok. 55.000, 21 de tone. La horse. Drag horse injector. Ok. Merge cuprat și la altele. Foarte frumos. Așa, ce mai avem aici? De la Bossini. 35 de tone. 49. Ăsta e prea scump. Ok, și eu l-am folosit, pe care l-am folosit? Am folosit garantul ăsta de 30.000. A, pă, dar nu se merită, stai așa. Îl luăm pe ăsta direct, sper să nu am probleme cu cuplajul. Pe ăsta. Slowly spread it simply have, ok. Și ăsta merge să-i cuplăm în spate lucruri? Pare că merge, pare să avem posibilitatea să cuplăm în spate un horș de ăsta. So, merge. 21 de tone, într-adevăr, nu e mult, dar e ok. Pe ăsta o să-l cumpăr, pentru că vreau să-l am eu. Așa, ce mai vreau eu să mai cumpăr? Nu mai știu ce mai vreau să cumpăr, dar deocamdată suntem pe bine. Avem drujbă. Avem drujbă? Da, avem drujbă. Perfectos. Am putea să tăiem copacii și cu altceva. Nu știu sigur dacă trebuie să ducem copacii. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Nu știu dacă trebuie să-i... Opa. Stai un pic că nu pot să mă... Gata. Nu știu dacă trebuie neapărat să duc copacii fără creen și așa mai departe. Sau pur și simplu putem să-i tăiem așa. Și să-i luăm cu skid steer-ul. O să facem un test acum. O să merg la magazin. Adică ne teleportăm aici foarte, foarte rapiduți. În ăsta. New Holland de potent. Ia uite câtă. Mamă, mamă, magnific, magnific. Așa tot. Bang! Și vedem dacă putem să luăm. Ăsta ar trebui să urce destul de sus. Oh, da, ăsta ajunge. Ia uite cât de sus e. Da, dezavantajul ăstuia și întotdeauna ăsta este dezavantajul, hop, nu pe aici, ci pe aici. Unui skid steer este viteza. Viteza este extraordinar de mică. Avem 13 km pe oră, like, mi-aduce aminte de când foloseam T100, cât era, mă? Nu 150, 160 sau 140. E tot așa un utilaj ăsta rusesc extraordinar de leneș. Deci merge atât de încet, atât de încet. Sper doar că skid steer-ul ăsta nu are probleme cu greutatea. Că dacă are, atunci trebuie să returnez și apelăm la wheel loader. Avem deja un wheel loader, trebuie doar să iau atașament de lemn și gata. Nu ar mai avea nicio problemă. Acum eu îl simt pe ăsta destul de greu. Nu știu dacă... Vedem. Ideea următoare, și anume că eu să iau cam câte un pom. Nu să iau chiar foarte mulți. Cu cât o să mă duc... Wow, aici merge mai încet. Pe teren arabil merge mai încet. Amazing. Cu cât mă duc mai încolo în pădure, cu atât o să cumpărăm probabil o remorcă cu autoload. Încărcăm lemnele și le aducem direct aici. Dar deocamdată vreau să facem un picuț așa mai manual și să apelăm la un skid steer de ăsta. Dar nu mă văd continuând cu treaba asta, pentru că e extraordinar de lent. Adică 13 km pe oră chiar și în pădure mi se pare foarte, foarte puțin și nu fac progres. Adică ia ca stăm de un minut, două minute în care noi nu facem decât să mergem până la fabrică. So, da. No bueno. Clar nu e o versiune de viitor. Stai să sting asta. Activated right mouse click. Bada bing, bada bing. Ok. Bueno. Mai avem puțin. Țineți aproape. Ia să vedem cum se descurcă cu un deal. E, vezi, cu dealul nu e excelent. Și se poate da și pe spate. Ok, deci nu înțeleg atunci rolul șenilelor. Ok, deci cu dealul chiar nu e. That's no bueno. Bun, hai să vedem. Punem un singur lemn și vedem procesul. O să încerc să-l duc. Da, o să renunț. Deci ideea mea cu schistierul n-a fost una bună. Clar, trebuie să găsesc altă modalitate. Ok, hai să vedem că merge întâi încadrat cu crengi. Eu mă gândesc că pentru o cantitate mai bună de, o cantitate mai mare de fapt, de rumeguși, ar trebui să punem și cu crengi, nu? Acum nu știu dacă merge tot copacul sau trebuie să-l tai în două, habar n-am. Da, de-aia suntem aici. Yeah.
L-am pus. Se pare că nu l-a luat. Mhm. Ce avem aici? Poate trebuie să apăs pe aici. Aici m-am prins. Ok. Deci nu l-a luat, mă. Vezi? Nu l-a luat. Bun. Hai să-l facem. Să-i facem de petrecanie. Așa, îi dăm pe aici toate crengile jos. Așa. Tăiem vârful. Nu mă lasă. Aparent sunt pe teren străin aici și nu mai pot să mai tai copacul. Ok, ne mutăm. Ne mutăm, nicio problemă. Hai să-l luăm. Așa. Și nu știu exact... aici trebuia să-l punem, like, e foarte, foarte ciudat. Bun, hai să mergem în pădure. Ăsta este terenul pe care eu l-am cumpărat și la care ar trebui să am acces. Ia. Yeah. Nu? No? Nici aici? What? Dar eu am cumpărat acest teren. What the hell, man? Atunci, eu e erorică sau ceva, dacă nu mă lasă. Pentru că sunt pe terenul meu cumpărat. Poate din cauza că era în braț? Da, din cauza că era în braț, se pare. Bun, păi, o să... Taci. Aici am moduri care se contrazic un pic cu unele cu celelalte. O să-l tai în trei bucățele. Uite, aici nu mai merge, vezi? What the fuck? Dar aici merge. Amazing. Lol. Deci în stânga nu merge, dar aici merge. Așa o fi delimitată zona pe care eu am cumpărat-o. Cine știe? Sunt poate fix la graniță. Ia să vedem aici. Eu nu vreau decât să pun fabrica în funcțiune, să vedem cum funcționează. Și după aia ne ocupăm de o producție mai mare de lemn. O să închiriez probabil o scorpie sau ceva și atunci o să avem o producție mai mare. Aici trebuie să venim să nivelăm un pic zona, pentru că ăsta îi pune foarte mari probleme. Bun, deci avem aici o bucățică mică, da? Poftim! We are good. Ok, we are not good. Oare ar trebui să cumpăr zona asta? Oare sunt în zona de ieșire? Ia să cumpărăm zona asta. Poate din cauza asta nu merge. Am cumpărat și zona asta. Pe asta putem să o vindem oricând vreau, doar să pun asta în funcțiune. Ok, am apăsat pe click. Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg cum funcționează. Cred că nu mi-arată aici instrucțiuni, dar... fiindcă nu vorbesc germană, ia să vedem dacă putem să o rezolvăm cu Google Translate-ul. Așa, și îi dau pe poză. Îi dăm așa. Detect language, ok. Și dăm pe English. Dăm pe română, că pe română am aici la... așa. Și acum folosim camera. Stai așa să vedem. New camera translation, continue boss, allow. Ok, hai să vedem aici, dacă ne ia... textul. Am aliniat textul. Porniți sistemul. Umpleți sarcina cu lemn. Folosiți comutatorul de defect. Începeți dacă planta falimentează. Plantează un plut sau în jurul containerului din lemn în compact. Plantează. Nu practicați instalarea cu lemn de la autoload la holzum. Aha. Deci nu merge cu autoload. Completați încet sistemul prin încărcătorul frontal. Este optim și economisește lucrare moder. Bun, bun. Deci, am completat aici și probabil trebuie să apăs pe ceva. Dar nu înțeleg. Pe ce? Pe aici nu merge. Deci, banda nu funcționește. Sigur trebuie să vin aici. Pac. Baumrutel. Baumrutel. Ok. După aia vin aici. Aha! L-am pus să meargă. Și a venit lemnul. Mamă, ce repede s-a întâmplat totul. Nici nu l-am văzut. Holy shit. Ok. Avem 123. 1, 2, 3, 4. Deci un lemn ne-a dat 1, 2, 3, 4. 1234 de kilograme de romeguș bănuiesc.
Și aici nu avem nimic. Ok. Și probabil ar merge un copac întreg. Deci eu vreau să știu dacă merge un copac întreg. Dacă merge un copac întreg, pua, asta e visul pe pământ. E superb, pentru că nu trebuie să mai stau. Deci nu este recomandat autoload-ul. Ați auzit treaba asta? Deci nu este recomandat autoload-ul. Trebuie să ne renunț la două moduri. Acum văd, am două moduri care se bat cap în cap. Modul de third person și ăla probabil place it anywhere. Dar modul de third person ăla chiar e o problemă în momentul de față, când eu lucrez cu drujba. Bun. Și acum planta s-a oprit sau merge? Nu, încă merge, încă merge, încă merge. Mamă, trebuie să nivelez zona asta neapărat aici. Chiar e deranjantă. Bun, ia să vedem dacă merge tot copacul. Merge, mă, uite-l urcă. Oare? Boss, mergi? Lol. Ok. Să vezi tu că se blochează asta pe aici. Oa, m-am amețit. Nu mă-l bagă. Îl duce. Fii atent, fii atent, fii atent. Îl duce și a dispărut. Gata, deci l-a luat instant acolo. A crescut cantitatea mea la 3,8 tone. Aici nu avem nici. Ia să dăm timpul un pic pe rapid. Am dat timpul pe rapid pentru a apărea un palet. Cred că ne trebuie... Aha! Deja avem! A apărut, fiți atenți! A apărut, avem 83 de kilograme de... Aha! Uite-l! A mers! Nu pot să cred! Ok. Deci prima dată ține aici și după ce avem aici făcut totul, cred că îl transferă colea. Și avem pe fiecare de ăsta, bineînțeles, câte un palet de scândură. Hai mă că mergem, mai reușit să o punem în funcțiune! Nu știu pentru ce e asta. Asta nu știu pentru ce. Dacă fiecare palet o să vină acolo, nu înțeleg pentru ce e asta. No idea. Dar hei, funcționează, ceea ce e super în regulă. Trebuie să renunț la asta, micuțelul. Asta nu a fost o idee foarte, foarte bună. Trebuie să vin cu altă idee. Probabil cu wheeloader-ul, că ăla e foarte, foarte mare. Sau luăm un tractor cu frontloader. Și atunci, și mai bine. Bun, sper că v-a plăcut episodul. Până data viitoare, v-am salutat.